Mielomul multiplu, o boală malignă, hematologică, este subdiagnosticat în România. O avem invitată astăzi alături de noi pe Camelia Socean, președinta Asociației Pacienților cu Mielom Multiplu, SOS Mielom, care ne va povesti despre problemele cu care se confruntă pacienții din România cu mielom, despre diagnosticarea tardivă. Aș vrea să începem mai întâi cu cifre, așa cum le plac jurnaliștilor. Dacă știm în momentul de față câți pacienți cu mielom avem în România? Trebuie să fie peste 2000 de pacienți cu mielom diagnosticați, dar sunt mai mulți, din nefericire, nediagnosticați. Diagnosticarea se face foarte greu pentru că pacientul cu mielom trece prin mai multe momente. Prima dată când bănuiește că ar avea ceva, este o stare de oboseală, dureri osoase, dureri de mușchi și sunt situații când sunt fracturi la nivelul oaselor, ori de coastă, ori cervicale, ori de claviculă și merg la medic, ajung la ortoped, dar sunt îndrumați spre hematologie de multe ori după ce au o intervenție chirurgicală. Doar atunci se constată că este acolo un plasmocitom și toate drumurile merg spre hematologie, sunt îndrumați pacienții. Dar până atunci foarte greu se diagnostichează. Important ar fi ca medicul de familie să fie bine informat despre această boală. Noi încercăm, noi Asociația SOS Mielom, să colaborăm cu Asociația Medicilor de Familie, cu aceste publicații, o să vedeți, am gândit în așa fel să fie informat atât medicul cât și pacientul despre această boală, să poată fi diagnosticată mult mai curând. Foarte importantă este analiza electroforeza în protocolul acesta de investigații. Această electroforeză încă nu este gratuită, de exemplu, în setul acela de analize la medicul de familie. Ar fi important să devină uzuală. Aș vrea să vorbim puțin despre acest lucru. Am întrebat medicii de familie când fac această investigație sau mai bine spus când o recomandă și mi s-a spus că în general electroforeza proteinelor serice este gratuită și poate fi recomandată de medicul de familie dacă pacientul are o inflamație, boli de ficat sau se plânge de dureri de oase. Da. Da. N-am știut că este gratuită. Când tot discutam, nu era pus sub forma aceasta. Însă această boală este poate puțin parșivă pentru că se confundă și cu bolile autoimune sau cu alte afecțiuni. Te duce cu gândul la, nu știu, când e vorba de oboseală sau când e vorba de anemie. Ar trebui să se gândească medicul de familie că un hematolog ar trebui să-și dea cu părerea. Este important să fie trimis pacientul către hematologie când suspectează cât de puțin. Pentru că pacientul cu mielom multiplu, dacă stă foarte mult fără tratament, se galopant are efect această boală asupra organismului și se pierde din timp. Astăzi avem medicamente și atunci este păcat să nu intrăm imediat în
tratarea acestui diagnostic. Și pentru că vorbim de diagnosticare târzie, aș vrea să vă întreb în ce măsură la noi, în România, diagnosticarea este mult mai târzie față de Europa, dacă avem o medie făcută în ceea ce privește întârzierea diagnosticului. Cei din Europa spun că reușesc să diagnosticheze la un interval de 5-6 luni. La noi, din nefericire, sunt un an jumătate, am cunoscut persoane și cu 2 ani. Deci, încă avem dificultăți din punctul ăsta de vedere. Se fac demersuri să diminuăm această perioadă. În special, Asociația Medicilor Hematologi luptă pentru lucrul acesta, să găsească tot felul de soluții și în special să dezvolte în toată țara centre speciale de investigare a mielomului. Este nevoie de astfel de centre în condițiile în care înțeleg că în orice spital din România poate fi diagnosticat mielomul, însă un diagnostic incomplet este pus. Ce anume lipsește? Mă refer ca aparatură sau ca resurse umane? Da, aparatură nu este foarte important. E foarte important laboratorul să dea niște analize corecte, însă resurse umane, da, medicii hematologi să fie bine pregătiți și bine informați pentru această boală. În trecut, poate cu mai bine de 15 ani înapoi, ea a fost considerată o boală rară și apărea în special la bărbați la vârste peste 70 de ani. Însă astăzi, din nefericire, apar la foarte mulți tineri, nu contează că e bărbat sau femeie, începând chiar și cu vârsta de 30 de ani. Nu se știe de ce așa, însă trebuie să acordăm o mare atenție acestui aspect. Să găsim imediat diagnosticul. Medicii hematologi estimează că undeva la 800 până la 1100 de cazuri noi pe an, da, ar trebui să fie depistate. Da. Noi ne situăm undeva cam pe la 700? După 500, 600, 700, cam acolo, în zilele noastre. Da, asta este marea problemă a mielomului multiplu. O treime din pacienții cu mielomul multiplu pot fi asimptomatici. Ce sfaturi aveți pentru românii care vă ascultă, mai ales că ziua mondială de celebrare sau mai bine spus de marcare a acestei boli în fiecare an marcată și de asociația pe care o reprezentați, încearcă să readucă în atenție câteva astfel de sfaturi utile pacienților? Ce sfaturi aș da românilor? Să nu ignore acele analize uzuale, să le facă, să nu fie lăsați în tumultul acestei lumi a noastre cu multă treabă, să dăm atenție chiar unei oboseli apărute poate fără motiv și să mergem la medic. E foarte important să mergem la medic, să avem o comunicare permanentă cu medicul, permanentă atunci când apar anumite stări, pentru că fiecare om se cunoaște până la urmă și își dă seama că a apărut o schimbare în organism.